Astăzi este ziua în care minunea se săvârșește la fiecare respirație, la fiecare răsuflare. Și voi știți asta și am văzut din lucrările voastre. Concursul vostru este acela că v-ați luat la întrecere cu îngerii. Mi-e frică să spun că nu mă pricep, dar uneori, din lucrările pe care le-am citit, a părut că i-ați întrecut. Pentru că așa este binecuvântat și în săptămâna aceasta, atât de minunată și de luminată, ce putea să fie mai frumos decât să avem o binecuvântare de la Întâi Stătătorul nostru. Cred că o să aveți puțină răbdare până să vă înmânăm premiile. Toată lumea este premiată. Dar l-am rugat pe Înalt Preasfințitul să vină să vă dea o binecuvântare și să ne vorbească puțin despre lumea copilăriei, despre măsura îngerească, despre măsura mântuirii pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos a pus-o când a spus: lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Despre împărăția lui Dumnezeu, despre lumea copilăriei, despre îngereala voastră, nu poate să ne vorbească nimeni mai frumos decât cel care iubește atât de mult copii, iubește atât de mult oameni, Înalt Preasfințitul Teodosie. Înalt Preasfinția voastră, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte care să le punem, pe care să le punem la inimă.